Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim la o nouă ediție a Dimineților cu Plus. Sunt gazda dumneavoastră, Tira Paraschan, și vă urez bun venit. Astăzi, în prima parte, vă vom prezenta informațiile din revista presei, după care, în partea a doua și în partea a treia, avem un invitat special. Este vorba despre maestrul militar principal în retragere, Dumitru Davidel, prim vicepreședinte de onoare al Asociației Culturi Eloroilor din județul Suceava. Vom purta multe discuții cu el în legătură cu evenimentul care are loc astăzi la Cornul Luncii. Mai multe detalii ne vor fi oferite de acesta. Începem cu evenimentul care a avut loc ieri dimineață în jurul orei 6:30. Este vorba despre scoaterea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care a fost depuse spre închinare în curtea mănăstirii. Bineînțeles, acolo este amenajat un loc special unde sunt depuse acestea, un baldachin, un sobor de preoți în frunte cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Suceavei și Rădăuților, împreună cu zeci de credincioși au înconjurat lăcașul de cult, după care racla cu sfintele moaște a fost depusă spre închinare în baldachinul special amenajat lângă paraclisul Anastasie Crinca din incinta mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou. Aseară, începând cu ora 20, a avut loc și slujba privegherii, urmată de Sfânta Liturghie, la care au participat sute de credincioși. Evenimentele continuă și astăzi. Manifestările prejuite de ziua Hramului Mănăstirii vor continua joi 2 iunie cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească oficiată pe scena amenajată în curtea mănăstire. Părintele Ilie Mirirel, preot slujitor al comunității surzilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, va poposi pentru 2 zile în Bucovina. Joi 2 iunie, de la ora 8:30, părintele va participa la Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și o va dubla în limba semnelor române limbajul mimico-gestual. Miercuri 1 iunie, de la ora 9, de ziua copilului, părintele a săvârșit Sfânta Liturghie în capela Liceului Tehnologic, special bivolărie, în limba semnelor române. Va fi și o expoziție de fotografie, o expoziție la Muzeul Național Bucovinei și, bineînțeles, jandarmii suceveni vor asigura măsurile de ordine publică și siguranță a cetățenilor. Vă propun să urmărim un scurt material în modul în care a fost săvârșită slujba de scoatere a moaștelui Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Va reuși regia să ne prezinte materialul, pot să vă mai ofer câteva detalii despre evenimentul care a avut loc. Ceremonia de deschidere a expozițiile care vă vorbeam, cea din curtea mănăstirii, se va deschide joi, 2 iunie, în ziua prăznuirii Sfântului în incinta mănăstirii, în prezența ierarhilor locului. Cât și a centrului patriar, cu binecuvântarea părintelui arhiepiscop
Tot ieri, sute de invitați au participat la inaugurarea centrului multifuncțional Arta din cartierul Ițcani. Începând de miercuri, 1 iunie, cartierul Ițcani, municipiul Suceava, are sediu de primărie, post de poliție locale, bibliotecă, cinematograf și sală de spectacole. Centrul multifuncțional Arta a fost inaugurat de Ziua Copilului în prezența a sute de copii, a zeci de locuitori ai cartierului, dar și a numeroși reprezentați din administrație ori ai partidelor politice. Citez unii fragmentele din ceea ce a declarat primarul Ion Lungu. De acest centru se va ocupa Diana Ștefan, care cunoaște bine comunitatea din Ițcani. Ea va prelua problemele de aici și le va aduce la cunoștință primarului. Sigur, trebuie să respectăm și destinația pe care a avut-o clădirea de cinematograf, condiție impusă de realizarea proiectului, dar putem organiza și alte evenimente, a precizat primarul Ion Lungu. Totul a început cu o slujbă săvârșită de trei preoți, după care a urmat sfințirea locului și, bineînțeles, primarul Ion Lungu a ținut un scurt discurs, după care a mers și laurat la mulți ani copiilor din sală, care s-au bucurat enorm de mult, deoarece a avut loc și o piesă de teatru pusă special pentru aceștia de actorii din județul Iași. Vă propun să urmărim un scurt material cu slujba care a avut loc, declarațiile primarului, dar și sceneta de care s-au bucurat copiii, care au umplut seara într-un număr extrem de mare, sala fiind arhiplină. Haideți să urmărim materialul. Multe instituții din județul Suceava au organizat evenimente speciale de Ziua Copilului și începem cu informațiile din pagina 10, dar sunt informații și în pagina 11. Peste 300 de copii au participat la acțiunile organizate de poliție, jandarmerie și inspectoratul pentru situații de urgență. Aceștia au participat la aceste evenimente. Bineînțeles, manifestarea de miercuri s-a derulat în parteneriat cu Asociația Euroactiv și Școala Gimnazială numărul 8 Suceava și a constat în activități interactive, ateliere de lucru, dar și cupa prieteniei la fotbal, competiție la care s-au înscris și minori din centrele de plasament și sistemul de protecție a copilului. Citez, mesajul nostru către sărbătoriți a fost acela că alături de părinți și profesori suntem prieteni și aliații lor, iar dacă urmează sfaturile pe care noi le împărtășim și promovăm, putem contribui împreună la siguranța lor și putem pune bazele unei societăți mai bune, declară cei de la Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava. Și tot de 1 iunie a fost sărbătorit cu aproape 30 de copii ucraineni de către voluntarii unui ONG din Suceava. O familie mare, este un subtitlu, voluntarii Institutului Bucovina s-au ocupat de organizarea transportului copiilor și părinților lor, iar la fața locului i-au așteptat cu diverse cadouri, baloane, palete de badminton, cuburi rupice, acadele cu surprize, baloane de săpun, minci și multe, multe altele. Citez, unul dintre serviciile centrului
canalului nostru e cel de suport grup, unde încercăm să le aflăm nevoile și să le oferim informațiile necesare. Ne întâlnim în fiecare săptămână și s-a format o comunitate, o familie mai mare, unde ținem legătura zilnic cu beneficiari, oferindu-le și ore de limba română mamelor, dar și after school copiilor, a povestit Cristina Voina, coordonatoarea Centrului de Urgență Sociale, care se ocupă cu refugiații. Tot de Ziua Internațională a Copilului a fost eveniment organizat și la Rădăuți, dar și în treceri și surprize pentru copiii ucraineni din tabăra de la Rădăuți. Sunt foarte multe imagini cum copiii au învățat să vorbească limba engleză și s-au distrat de minune. Vă propun să urmărim un pic un material de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina, unde copiii au aflat mai multe informații despre o barcă de sarcoale. Haideți să urmărim materialul. Opa! Ce spune că la români, dacă îmi dai mai mult, mai am un loc în barcă. Și acțiunea Pașaport pentru Vacanță, organizată la Serviciul de Pașapoarte Suceava cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, s-a bucurat de succes în rândul sucevenilor. În ziua de 1 iunie a fost înregistrate 185 de cereri de eliberare a pașapoartelor pentru copii, conform directoarei serviciului, comisar șef Livia Adina Grigoraș Crețu. Sediul serviciului de pașapoarte a fost ornat cu baloane și cu confeti, iar pentru copii a fost pregătite și cărți și creoane de colorat, dar și cărți de povești atât în curte cât și în interior. Colegii se ne arată câteva imagini de acolo, în timp ce vă povestesc despre ce s-a întâmplat acolo. Directoarea Livia Grigoraș a declarat că deși programul de lucru anunțat pentru 1 iunie a fost de la ora 8 până la ora 12, au rămas la serviciu până au fost preluate cererile tuturor copiilor care s-au prezentat. Cel mai mic copil pentru care au fost preluate miercuri documentele pentru pașaport a fost o fetiță a unor suceveni cu rezidență în Elveția, născută în data de 15 mai. Citesc. Avem un feedback foarte bun de la părinți care sunt mulțumiți că pot să rezolve această problemă într-o zi liberă și pot petrece timp cu copiii, a spus Livia Grigoraș, mulțumită de reacția bună a copiilor la atelierele de desen. Ea a afirmat că vor fi permanente pentru toată durata verii, bineînțeles că timpul este car ca să poți să stea copii afară, după cum bine vedeți. Unul dintre mamele copiilor prezenți la pașapoarte, Florina Damian din Baia, a venit 1 iunie să facă pașaport fiicei ei Ilinca, după ce a aflat de pașaportul pentru vacanță. Citez. S-au pregătit foarte frumos cei de la pașapoarte și au avut o idee foarte bună cu cărțile și creioanele de colorat pentru răbdarea copiilor, a spus mama. La fel de încântată s-a arătat și o altă mamă care a venit cu ambii copii pentru a-i face pașaport fiul ei în vârstă de 3 ani, dar și celălalt copil. Referitor la atitudinea părinților, șefa serviciului de pașapoarte, Livia Grigoraș, a subliniat responsabilitatea acestora. Citez, au înțeles că este o acțiune pentru copii, că aceștia au prioritate și nu au fost solicitări de eliberare a pașapoartelor pentru adulți. În data de 1 iunie, între orele 8 și 12, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava a preluat doar cereri de eliberare a pașapoartelor pentru minori. Copiii și adolescenții nu au avut nevoie de programare. Ei s-au putut prezenta fie singuri, în cazul celor cu vârsta de peste 14 ani, cu declarația din partea părinților, identificată de un notar public, fie însoțiți de părinți, în cazul copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, conform prevederilor legale. Pașaportul se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare, în perioada 16-22 mai, la nivel
nivel național, timpul mediu de eliberare a pașapoartelor simple electronice a fost de 2,62 de zile, iar timpul mediu de așteptare a fost undeva în jur de 30 de minute. În schimb, nu au fost incidente, copiii bucurându-se de atelierele puse la dispoziția lor. Bineînțeles, a fost mare bucurie acolo și, după cum bine vedeți, copiii s-au pregătit și în haine foarte frumoase. Mergem mai departe. Deputatul Ioan Bălan cere urgentarea punerii în funcțiune a rachetelor antigrindină. Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, s-a adresat ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, de la care dorește să afle care este termenul estimat pentru operaționalizarea punctelor de lansare a rachetelor antigrindină în județul Suceava. Citez, este de apreciat faptul că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile județene de agricultură, continuă programul național privind realizarea sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024. Amplasarea unor puncte de lansare a rachetelor antigrindină în județul Suceava era așteptată de foarte mult timp, în condițiile în care județul este expus frecvent la manifestări extreme ale vremii, caracterizate fie prin precipitații consistente urmate de inundații, fie de grindină de mari dimensiuni, care afectează nu numai culturile agricole, ci și gospodăriile din județ, a arătat Ioan Bălan. Potrivit ultimelor informații făcute publice de către Direcția pentru Agricultură a județului Suceava, s-a stabilit deja 8 puncte de lansare în localitățile Burla, Șerbăuți, Hânțești, Verești, Vulturești, Fântâna Mare, Horodniceni și Comănești, cheltuierile aferente investițiilor fiind acoperite de bugetul de stat. Mai mult, din a doua parte a lunii a fost demarată o etapă de elaborare a studiilor de fezabilitate. În aceste condiții, deputatul liberal vrea să știe care este termenul estimat pentru ca cele 8 puncte de lansare a rachetelor antigrindină din județul Suceava să fie operaționale în vederea preîntâmpinării fenomenelor meteorologice extreme. De asemenea, Ioan Bălan vrea să mai știe dacă cele 8 puncte de lansare asigură acoperirea teritorială a întregului județ sau cel puțin a zonelor locuite și a culturilor agricole. Contactul de deratizare este urmă de realizare a sălii polivalente. Suceava poate fi semnat săptămâna viitoare. În 2 ani de zile, municipiul Suceava va beneficia și de o sală polivalentă cu 5.000 de locuri, destinată în primul rând activităților sportive, dar care poate fi utilizată și pentru organizarea altor activități, precum concerte sau alte evenimente culturale. Anunțul a fost făcut de către primarul Sucevei Ion Lungu, miercuri, în Ițcan, la inaugurarea Centrului Multifuncțional Arta, în cadrul căruia există și o sală polivalentă cu 2.280 de locuri, care va funcționa ca sală de cinema pentru finalizarea și vizionarea de filme, spectacole și multe, multe alte evenimente. Citez, unii au ironizat titulatura acesteia de sală polivalentă, le dau o veste bună, s-au terminat în instanță și contestațiile cu privire la realizarea sălii polivalente din Suceava și se va semna contractul cel mai probabil săptămâna viitoare, deci o să avem două săli polivalente, a spus Ion Lungu, conform definiției. Polivalent definește ceva care are multiple utilizări, poate îndeplini diferite funcții, situație valabilă în ambele cazuri, ale sălii existente deja în Ițcan și al celei care urmează să fie realizate. Se menționează cine este câștigătorul acestui contract, dar se vorbește și despre indicatorii tehnico-economici, dar noi mergem mai departe cu informații despre înmormântarea maestrului George Sârbu. Acesta a fost condus pe ultimul drum în sunet de bucium, de caval și în dangăt de clopote. În fața paraclisului Sfânt Ioan Rusul, în sunet de bucium, apoi de caval, pe acordurile baladei lui Ciprian Porumbescu și ale unei suite orchestrare interpretate de instrumentiștii ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din municipiul Suceava, mai mulți bărbați îmbrăcați în straie populare au condus pe brațe sicriul cu trupul neînsuflețit al maestrului Sârbu și l-au așezat pentru câteva zeci de minute în mijlocul oamenilor veniți special pentru
aș lua un ultim rămas bun. Un sobor de preoți a ținut o slujbă de pomenire și s-a cântat Hristos a înviat. În tot acest timp, la căpătâiul maestrului George Sârcu s-au aflat soția, cei trei copii, nepoții, familia care l-a iubit și respectat atât de mult pe maestrul Sârbu. Nu a lipsit din decor nici steagul tricolor, ținut în mâini de un bărbat îmbrăcat în straie populare, în semn de respect pentru George Sârbu, care a fost un iubitor de țară, un patriot. Un ultim omagiu i-a fost adus maestrului George Sârbu, la fel ca și în una din serile din priveg, de către interpretul Alexandru Cozaciuc. Cavalul lui Silvestru Lungoci a prins din nou viață în interpretarea acestuia sub îndrumarea maestrului George Sârbu. Moment înălțător care a emoționat familia maestrului, după care a spus chiar fiica acestuia, Oana Maria Sârbu, botezat, care lucrează la Centrul Cultural Bucovina și va duce mai departe ceea ce a început tatăl ei în domeniul artei tradiționale. Se vorbește despre amintire, se vorbește despre Ordinul Crucea Bucovinei post-mortem din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, se vorbește despre maestru George Sârbu, care a fost o somitate în domeniul folclorului. Toate informațiile în pagina 14 a monitorului de Suceava. Și mergem mai departe la Cotidianul Independent Crainou, care pe prima pagină are un articol intitulat Proces vizibil de îmbătrânire a populației județului Suceava. Declinul demografic este cauzat de scăderea natalității sub nivelul de înlocuire, dar și de emigrarea persoanelor tinere și a celor apte de muncă. Generațiile de după 1989 ajunse pe piața muncii din anii 2020-2030 vor avea de întreținut o numeroasă populație inactivă economic. Articolul are și o continuare pe pagina 4. Se vorbește despre statistica care a fost oferită. Toate detaliile le găsiți în pagina 4 și pe prima pagină din Cotidianul Independent Crainou. Pe mine mă anunță regia că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat în partea a doua cu invitatul special, maestru militar principal în retragere, Dumitru Davidel, prim vicepreședinte de onoare al Asociației Culturi Eroilor al județului Suceava. Imediat!